Bună dimineața, bun găsit, doamnelor și domnilor. Urmează să ajungă după ora 10, ne anunțau aceștia încă de ieri, să depună acele contestații, cum ai spus și tu, pentru amenziile de câte 200 de milioane de lei vechi fiecare. Ba chiar două dintre persoane sunt din aceeași familie și ne spuneau, iată, avem acum 400 de milioane de plătit în întreaga familie. Asta în condițiile în care oamenii plecau să culeagă sparanghel, ne spuneau, în Germania, timp de două luni, pe un salariu de aproximativ 3.000 de euro. Iată că amenda depășește 4.000 de euro și oamenii nici nu au mai plecat. Bine, înțelegem, desigur, vinovăția există poate la primărie, pentru că au eliberat adeverințele, există la acești oameni, fiindcă au plecat poate din zona de carantină neavând voie, însă de asemenea trebuie să vedem și vina, dacă aparține cumva și polițiștilor sau dacă au fost lăsați de un prim filtru de poliție de aici, din ieșirea de carantină a zonei Sucevei, de ce au fost amendați la final, la sosirea înapoi în Suceava, tot de angajații IPJ Suceava, fiindcă asta era cea mai mare nelămurire la momentul de ieri. Poate voiau să-și acopere o, nu știu, greșeală făcută dimineața, să o acopere seara la întoarcere, cine știe ce a fost acolo. Cert este că nu la Sibiu, unde au fost oamenii întorși din buza avionului, practic, de pe aeroport, din drum, nu acolo au fost amendați, nici pe drum, ci înapoi la sosirea în Suceava. Ei bine, a fost nevoie de autoritățile de la Sibiu, practic, ca să-i oprească atâta vreme cât cele de la Suceava nu le-au oprit în aceeași dimineață. Așteptăm așadar sosirea acestor 9 persoane cu care am stat de vorbă ieri pe larg. Iată, ne întâlnim și astăzi cu ei pentru a vedea exact ce se întâmplă. Vor să depună aceste contestații, spuneau că oricum ei nu au văzut efectiv, sunt oameni cu o condiție modestă, nu au văzut banii ăștia în viața lor, îmi spuneau, mai mult decât atâta, nici nu știau dacă au bani de un avocat, onorariul unui avocat pentru a face procedura juridică, dar aminte să aibă bani de amendă. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații, Andrei. Vorbim mai departe la Jurnalul de Economie cu Daniel Apostol despre cum pot supraviețui firmele mici în această perioadă și care sunt soluțiile de urgență pentru salvarea acestora. Florin Jeanu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii din România, este invitatul lui Daniel Apostol, să-i ascultăm. Bună dimineața! Într-adevăr, este bine pusă chestiunea. Când vorbim despre întreprinderile mici și mijlocii, trebuie să vorbim despre măsuri de supraviețuire. Alături de mine este Florin Jeanu, președintele CNIPMMR. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața, Daniel! Bună dimineața și telespectatorilor voștri! În primul val de firme lovite de șocul economic cauzat de pandemia 2019, s-au aflat întreprinderile mici și mijlocii din zona Horeca, turismul, care a fost primul sector închis. Însă nu ne oprim doar acolo. Majoritatea companiilor de dimensiuni mici, cu lichiditate mică, cu număr mic de angajați, dar care sunt de fapt baza economiei românești și la nivel european, baza întregii economii europene, sunt și cele mai vulnerabile. Riscul de faliment aici este major în contextul pe care îl trăim. Ce măsuri urgente se impun, Florin? În întrebarea ta sunt mai multe ipoteze, în primul rând. Într-adevăr, întreprinderile mici și mijlocii au fost primele afectate. Domeniul primul, care, așa spunem noi, plastic, a fost lovit de tsunami, se găsea pe plajă, a fost turismul, Horeca. După care toate serviciile, încet, încet și companiile din industrie, prin ruperea lanțurilor de valoare, a lanțurilor de aprovizionare, au fost și ele afectate. Sigur că noi ce trebuie să facem e să refacem aceste lanțuri de aprovizionare cât se poate de rapid, să asigurăm lichidități și funcționalitatea companiilor, să ne asigurăm că statul vine cu investiții substanțiale în economie și să ne asigurăm că recăpătăm resursele umane cât se poate de mult după această perioadă dificilă. Ca măsuri concrete, până acum au fost două măsuri majore, una deja pusă în practică și anume șomajul tehnic, a doua susținerea lichidităților pentru companii și programul IMM Invest. Uite, spunem acum pentru prima oară la tine în emisiune, de vineri este deschis și poate fi accesat. E un site foarte simplu, immeinvest.ro. Acesta asigură lichidități, împrumuturi cu dobândă subvenționată, dobândă zero și garanții. Deci asta trebuie să rețină antreprenorii, că s-a deschis această linie de finanțare cu dobândă zero. Da, și garanții 90% ale statului. Acum,
După ce programul a fost aprobat de către programul de ajutor de stat a fost aprobat de Comisia Europeană, am văzut o comunicare din partea Comisiei Europene care au ridicat posibilitatea acestor garanții până la 100%. Deci noi cerem guvernului să amendeze acest program, la noi garanțiile sunt 90% în acest moment, să ridice la 100%, așa cum spune și Comisia Europeană. Cel puțin pentru cei mai vulnerabili din economie, adică pentru micro-întreprinderi, trebuie făcut acest lucru. Sigur, da, sunt câteva companii care își permit, dar micro-întreprinderile cred că trebuie să aibă acest tip, da, de abordare. Din ce în ce mai des vorbim despre nevoia acută de regândirea repornirii economiei, pentru că o economie blocată, o economie înghețată, nu produce valoare, nu produce nici venituri bugetare, nu produce nimic. Cât de curând am putea asista la repornirea, la restartarea economiei? Înainte să intru cu tine în direct în emisiune, am pus pe site-ul Consiliului Național un nou chestionar, un chestionar denumit Termenul de repornire a economiei și lecțiile învățate. Și rugăm pe întreprinzători prin intermediul tău să înceapă să ne completeze acest chestionar, tocmai pentru a ieși ca de fiecare dată, fundamentând cercetările noastre pe opiniile întreprinzătorilor. Ați văzut și înainte când am ieșit, da, cu seturile de măsuri și de fiecare dată câteva mii de întreprinzători ne răspund și ne spun cam cum trebuie să arate lucrurile. Acum, din punct de vedere operațional, sigur, exact cum ai spus și tu, trebuie să ieșim neapărat din această izolare generalizată, încet, încet, așa cum fac și celelalte state, dar mai ales statul trebuie să se preocupe de resurse pentru această etapă de ieșire din criză sau post-criză, pentru că este cea mai importantă. De fapt, asta înseamnă repornirea economiei. Iar statul trebuie să dea drumul la comenzi publice, pentru că până la urmă apa curge de sus în jos și investițiile care pornesc dinspre stat pot angrena economia reală în întregul mecanism repornit. Da, de acord cu tine, și cred că statul mai trebuie să facă ceva, trebuie să stimuleze consumul, adică el trebuie să uită pe întreg lanțul consumului. Noi am dat și niște exemple, de pildă voucherele în turism sau voucherele de consum, niște bonuri de consum pe care le dai oamenilor aflați în șomaj tehnic în acest moment, cu obligativitatea să le folosească la întreprinzătorii locali, știu eu, pentru frizerie, pentru stomatologie, pentru flori, pentru ce vreți voi. Da. Ca mecanism de supraviețuire a întreprinderilor cu valoare adăugată din România. Și care stimulează tot acest sistem. Da. Mulțumesc frumos, Florin Gianu. Acesta a fost jurnalul de economie de astăzi. Daniel Apostol, mulțumesc foarte mult. Ne revedem și mâine. A fost scandal, doamnelor și domnilor, în plină stradă între un angajat al primăriei Salcea din județul Suceava și un tânăr din localitate. Și totul din cauza unui comentariu făcut de mama băiatului la o postare a instituției pe o pagină de socializare. Femeia ar fi reacționat ironic și ar fi scris că este datoria celor de la primărie să se ocupe de persoanele carantinate și de cele izolate. Acest lucru se pare că l-ar fi înfuriat pe secretarul orașului, iar în momentul în care acesta s-a întâlnit cu băiatul, localnicii s-au luat la ceartă de față cu mai mulți trecători. Mai mult decât atât, angajatul primăriei l-ar fi și lovit pe băiat. Un martor a filmat totul și a făcut publică această înregistrare. Bă, lasă-mă, lăsă-mă! Bă, eu m-am dus la mamă, dar s-o întreb ce lipsești. Și tu ieși în ușa în căță și mi-a văzut ce din farmaci. Nu te puteți să-ți ține mâta. Și-am întrebat care-i problema asta-i mama. Ei, mi-a voastră, a făcut cu scandal. Și-am zis eu ceva, ce? De ce te-ai legat de mine? Așa am făcut. Pentru ce? Bă, dacă ai bână, dacă ai bână, salut, s-au respect, salut, mișteva. Clipe foarte grele pentru o tânără care urma să devină mamă, românca, abia întoarsă din Italia, a pierdut sarcina în luna a șasea. Femeia a îndurat frigul cumplit de la punctul de frontieră Nătlac, unde a stat 12 ore pe un câmp învelită doar într-o pătură. Asta pentru că a refuzat să stea într-un cort alături de alte câteva sute de români care așteptau intrarea în țară, de teamă că s-ar putea infecta cu noul virus. După calvarul îndurat la punctul de frontieră, românca s-a lovit și de incoerența procedurilor din sistemul medical. Am fost doar un fric, 12 ore, mai mult de 12 ore. Am depistat în acea noapte că nu mai mișcă burta. Și mie pe drum îmi mișca copilul, știu foarte sigur că
Și v-am mișcat câte cât când am ajuns, m-au luat contractele foarte tari. Și am fost dusă la spitalul Odobescu, fără izoletă, deși o zi înainte mi s-a spus că trebuie să mă bat din izoletă, ca să nu este cu zoricului. Am ajuns la ora 12, cam așa, și mi s-a spus că inima copilului nu mai bate și că trebuie să fac avort. Am cerut autopsia copilului. Și în jumătate de oră mi s-a spus că sunt pozitiv la COVID, că în aceste cazuri nu se pot face, nu se poate face autopsia copilului. În plină pandemie de coronavirus, guvernul Orban oprește investițiile. Modernizarea magistralei 2 Berceni-Pipera, proiect cu o valoare estimată de aproape 100 de milioane de euro, a fost suspendată, iar cauzele nu au fost menționate. Același lucru s-a întâmplat și cu lucrările pentru drumul expres Brăila-Galați, suspendate pentru a doua oară. La începutul anului, Ministerul Dezvoltării a anunțat că a anulat licitația pentru achiziția 40 de tramvaie care urmau să ajungă în mai multe orașe din țară. Despre toate astea ne vorbește colegul meu, Alex Vlădescu, în direct. Alex, te ascultăm. Bună dimineața și bun găsit tuturor. Primul proiect la care a renunțat guvernul este reabilitarea, modernizarea magistralei 2 de metrou Berceni-Pipera, un proiect cu o valoare de peste 100 de milioane de euro, așa cum spuneai și tu, și de care e neapărată nevoie. De ce? Pentru că un raport al unui expert tehnic elaborat încă din 2015 arăta că, potrivit normativelor, șinele au ajuns să prezinte uzuri mari și sute de ruperi. Un alt proiect este suspendarea construcției drumului expres Galați-Brăila. Este o licitație lansată în data de 3 octombrie 2019, a fost suspendată pe 31 octombrie 2019 și din nou relansată în luna martie a acestui an, dar iată că și această licitație a fost întreruptă, practic nici acest drum nu se va mai construi. Pe de altă parte, Ministerul Dezvoltării mai avea o licitație în desfășurare pentru achiziția a 40 de tramvaie pentru mai multe orașe din țară, precum Brăila, Galați și Ploiești. Licitația a fost demarată încă de anul trecut și iată că după mai multe contestații, suspendări, tot n-a fost finalizată. Așadar, analiștii economici trag un semnal de alarmă și spun că la un moment dat această criză sanitară se va încheia și că e nevoie de investiții pe care noi, iată, nu le facem ca să recuperăm decalajul față de alte state europene.